Băieții mei, astăzi revin cu un script care să vă sară în ajutor. Din câte vedeți și din titlu, este un script de făcut ore jucate. Eu vă recomand să-l folosiți doar dacă sunteți în preajma calculatorului și veți reveni într-un stream foarte scurt, sau dacă în caz că vă jucați pe telefon și aruncați cât un ochi pe calculator, ca să, în caz de una vine să spectator pe voi. Scriptul detectează automat când un player este lângă voi. Uitați, hai să vă demonstrez. Acum am scris comanda, iar el se mișcă așa, haotic. Exact cum am, scriptul detectează automat când un player este lângă voi sau un admin este spectator pe voi, însă eu vă zic să nu vă încredințați în faza cu spectatorul, că fiecare sistem de spec are, de fapt fiecare server are un sistem diferit de spec, iar acesta nu este compatibil cu toate sistemele de spectator. Iar veți putea primi bani în caz că voi nu sunteți la calculator. Dar Poggi Times merge perfect. L-am testat și pe Bugget și pe Nefrit, dar nu fără faza cu adminul. Uitați, acum ne aflăm la spawn. Sunt player lângă noi. Scrie în bara FK, caracterul nu mai aleargă haotic, pur și simplu el o să stea într-un loc și ori o să se rotească, ori pur și simplu o să facă cât un pas în față. Dăm și noi în bară time. Vedem că a făcut 153 de secunde. Și să vedem dacă se contorizează în continuare. Hop. Deci eu vă recomand să folosiți acest hack decât dacă sunteți lângă calculator și vreți să faceți ore jucate, să puteți aplica la o facțiune sau mai știu eu ce. Dacă vreți să continui seria aceasta cu scripturi, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați și voi un share, să vadă cât mai multe persoane, și să lăsați și voi un coment acolo dacă v-a ajutat acest script și vreți să mai continui cu postarea astfel de scripturi. Și linkul o să-l aveți în descriere. Mai scriem aici, lăsăm puține acest față și noi niște minute jucate pe OG Times. Cred că merge și pe Bizon și alte servere mai micuțe, cum ar fi Time for Play, dar eu nu l-am testat. Și ce să mai zic, exact cum am zis, dacă mai vreți scriptul, nu uitați să lăsați un comentariu. Și las și eu acest videoclip aici, sper să vă ajute acest script. Și până data viitoare, numai bine, rău la nimeni. Salut!